Și în legătură cu noi, domnul Mircea Radulian, cercetător, Institutul Național de Fizică a Pământului. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara. Domnule Radulian, cu ce am avut de-a face astăzi, punând cap la cap cu ce s-a întâmplat ieri, înțeleg că suntem în fața unui fenomen numit dublet? Da, da. Am avut ocazia în ultimul timp să constatăm două astfel de dublete, cel din Turcia și acum avem unul și în România. Dar fără legătură între ele, atenție că numai asta auzim de câteva zile întrebându-se. Da, știu, este o întrebare. Nu se poate răspunde acum, cum să vă spun eu, cu certitudine. Ce putem face noi este să studiem tot ce s-a întâmplat în această perioadă, să elaborăm un studiu acest sens ca să putem să găsim argumente fie în favoarea unei influențe, fie din potrivă, că n-ar fi nicio influență. Deci există, ca să lămurim asta, pentru că am văzut anumiți specialiști ridiculizând cumva ideea asta, că nu se poate vorbi de vreo influență pentru că sunt falii diferite și așa mai departe. Spuneți că ar exista argumente și la o adică și pentru o astfel de teorie. Ar exista mai puțin pentru cutremurile cele două cutremure de la Târgu Jiu, cele dubletul ăla, pentru că sunt totuși cutremure mari. Uh-huh. Și mă rog, e destul de greu de înțeles cum ar putea la distanța asta totuși ce se întâmplă în zona anatoliană să influențeze cutremurile la nivelul ăsta. Pe de altă parte, există această intensificare a activității. E o coincidență care totuși trebuie să ne punem întrebarea. Adică cred că ar fi bine de analizat situația și după aceea să putem să spunem cu certitudine dacă într-adevăr nu există nicio influență. Adică înțeleg că e un scenariu... Da, vă rog. În mod normal, ce se întâmplă? Mișcarea asta plece în atolin este extrem de puternică, este cea mai puternică din Europa, dar ea nu către România, nu către partea de... eurasiatică, să zic așa, ci către Marea Egee. Deci toată mișcarea este cumva concentrată în partea despre sud-vest a Europei. La nord e o placă foarte stabilă, placă eurasiatică, care, mă rog, ajunge până în țara noastră și, în mod normal, această placă nu este influențată prea mult. Deci ne-am așteptat să nu avem, într-adevăr, o influență. Dar, pe de o parte, vedeți, au fost totuși niște coincidențe care pot fi întâmplătoare, dar pun și niște semne de întrebare, cel puțin pentru o parte din noi, din cercetători. Și atunci vrem să analizăm această situație cât mai argumentat. Astăzi s-a discutat despre replici care se pot succeda chiar și de-a lungul unei luni întregi și aici aș vrea să vă rog să ne dați câteva explicații pentru că îmi imaginez ce poate să fie în mintea oamenilor în aceste momente, speriați deja de seismul de astăzi, care, spre deosebire de cel de ieri, a produs și câteva pagube materiale, s-a simțit mult mai puternic. Oamenii se așteaptă acum ca o lună de acum încolo să existe replici, sigur, de intensitate mai mică, poate chiar mult mai mică, dar mi-e greu să cred că vor dormi liniștiți noaptea. Nu, dar nu e vorba. Aici trebuie făcut o precizare. Aceste replici, în mod normal, ele sunt proporționale, să zic așa, și ca mărime și ca durată, în mărimea cutremurului care l-a generat. Astfel încât pentru Turcia ne așteptăm, într-adevăr, să poată fi chiar la nivelul unei luni sau două luni. În schimb, pentru zona Târgu Jiu e mult mai mică perioada. Deci, părerea mea e că, oricum, câteva zile și această activitate ușor se va stinge. Deci, oricum, e de ordinul zilelor, cel mult, eu știu, hai, nu știu ce să zic, o lună ar fi prea mult ca să avem o activitate de replici, pentru că totuși cutremurile nu sunt chiar atât de mari. Comparativ cu Turcia. Da, bun, dar noi știm și aici, cred că, spre liniștirea oamenilor, replicile sunt din ce în ce mai mici. Explicați-ne dacă putem vorbi de această descărcare de energie graduală în zona respectivă, dacă se întâmplă așa ceva. Deci, în mod normal, da, după cutremurile astea mari, zona a fost cumva perturbată totuși, chiar dacă s-a eliberat o bună parte de energie, dar este și perturbată și se reechilibrează tot sistemul de acolo. Iar această reechilibrare se face prin aceste replici, aceste cutremure mai mici,
iar procesul în sine e caracterizat prin faptul că scade ca intensitate pe măsură ce trece timpul. Și ca număr de replici și ca mărime. Deci ele vor scădea, mă rog, destul de mult într-un timp, mă rog. Va fi totuși de câteva zile, într-adevăr. O altă întrebare pe care și-au pus-o oamenii, în special cei din zona respectivă, este cum de cel de ieri s-a simțit atât de puțin, iar cel de astăzi a fost resimțit atât de intens, ducând chiar și la pagubele de care vorbeam. Păi este totuși diferența de magnitudine, chiar dacă la prima vedere nu pare mare, între 5,7 și 5,2, dar e totuși o diferență destul de mare, întrucât această mărime, magnitudinea, ea crește pe o scară logaritmică, exponențială, astfel încât, de exemplu, între 5,7 și 5,2, sunt de câteva zeci de ori mai mare cel de 5,7 ca energie liberată. Și atunci e normal și pe de altă parte e posibil să fie avut și adâncimea mai mică decât prima mișcare, primul cutremur. Da, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, domnule Radulian.